Bun găsit, oameni buni și răi. A venit toamna. Sperăm să prindem zile frumoase de toamnă și să ne mai bucurăm de unele lucruri și ce ar fi mai frumos pentru pasionații de natură decât o ieșire undeva la munte. Și astăzi vreau să vorbim despre drumeția la munte. Am văzut unele chestii, ce să zic, erau la cota 2000 și turiști, în ghilimele turiști, așa, cu niște papuci. Nu se face așa. În primul rând, dacă nu tratezi muntele cu respect, muntele se pune cu botul pe labe la propriu, o să ajungi doar să umpli camera de gardă dacă mai apuci, o să ajungi doar să dai de lucru la salvamont, să te caute, să te aducă, să te însărșit și eventual să îmbogățești patronii de pompe funebre, Doamne ferește. Deci o drumeție la munte, cum începem să facem? 1. O planificăm. Unde vrem să mergem? E foarte important unde vrem să mergem, pentru că poate ai văzut la televizor într-un film și sau ți-o povesti cineva un film și vrei să mergi, nu știu, pe Everest. Nu merge. Sau poate te crezi tu vreun fel de, nu știu, Iron Man sau, nu știu, Cliffhanger sau nu știu ce altceva. Nu, crede-mă, nu ești. Și atunci trebuie să ne planificăm și să ne fixăm obiective unde vrem să mergem în drumeție, în locuri care ni se par și chiar sunt accesibile și putem să ajungem acolo. Ieșind din sfera noastră de confort, din zona noastră de confort, ieșind din asta, putem să ajungem în locuri frumoase, fără să bravăm, că nu suntem nici bravi și chiar nu suntem. Îți garantez că nici tu nu ești. Și atunci, primul lucru, planificăm. Unde vrem să mergem? Cât timp vrem să stăm? Ce vrem să facem acolo? Deci ne hotărâm să mergem undeva într-un loc care e pe puterile noastre și realizabil. Pe urmă, cât vrem să stăm acolo? Nu ne propunem să stăm nu știu cât. Poate vrem să mergem dimineața și să ne întoarcem după masa. Și mai ales ce vrem să facem acolo. Poate doar de plăcere, poate vrem să campăm, nu știu, dar e bine să planificăm. E bine să avem un plan scris pe hârtie. Chiar dacă e un plan prost. Un plan prost e mai bun decât lipsa unui plan. Nimic e bun. Deci, chiar dacă e un plan prost, e bine să avem pus pe hârtie să planificăm. În al doilea rând, sunăm pe cineva și spunem unde vrem să plecăm. E foarte, foarte important. Sună un vecin, un prieten, spune: salut, ce mai faci? Uite, vreau să plec în cutare loc, mă duc pe acolo, vreau să mă duc pe acolo, vrem să ne întoarcem în cutare zi, la cutare oră, să fim înapoi acasă. E bine să se știe asta. Nu vreau să mă apuc să înșir acum motivele, dar e bine să ai parte de o mormântare creștinească, ferească Dumnezeu de asta. Asta în cel mai nefericit scenariu. În principiu, facem o drumeție să ne bucurăm de natură, de viață, de așa. Deci planificăm, anunțăm pe cineva unde vrem să plecăm, ce vrem să facem, cât vrem să stăm, pe unde vrem să mergem, ce traseu vrem să urmăm și pe urmă încercăm să vedem ce avem nevoie pentru orice drumeție, chiar dacă mergem, nu știu, până în pădurea care e la 2 km și vrem să strângem niște fructe de pădure sau plante medicinale sau mai știu eu ce altceva. E bine să fim pregătiți și prevăzători pentru orice, pentru că neprevăzutul face parte din cotidian. Întotdeauna neprevăzutul face parte din cotidian, din viața noastră. Bun. 1. 2. Ce avem nevoie? Avem nevoie, dacă vrem în principiu să mergem la munte și vrem să mergem pe un traseu mai, să spunem, care implică să urcăm, să coborâm, implică efort fizic, implică mai multe lucruri. Chiar dacă nouă, stând așa
pe canapea la televizor, ni se pare ușor să-i vedem pe alții, chiar dacă avem nevoie de câteva lucruri. În primul rând, ăștia sunt niște bocanci de mers pe munte, de mers în drumeție, chiar și vara. Gleznă înaltă, sunt destul de comos, mai mari cu un număr, talpă bună, groasă, să nu simți denivelările și totuși flexibilă. E capital. E unul dintre cele mai importante lucruri, încălțămintea potrivită, comodă. Nu vă luați încălțăminte nouă niciodată când mergeți la drum. Probați-o, târșiți-o o lună de zile și când ați descoperit că nu vă face nicio problemă, e potrivită pentru mers în, la orice drumeție. Dacă vrem să mergem la o drumeție pe un drum mai populat sau mai neaccidentat sau mai, nu știu cum să zic, atunci merge o încălțăminte mai joasă, dar sunt încălțăminte speciale pentru trekking. Nu vă zgârciți. Luați o pereche de încălțăminte bună, cu ciorap de lână, chiar dacă e vară, repet, ciorap de lână, bocancul mai mare cu un număr, să nici nu facă piciorul du-te vină în el, dar nici să stea prea strâns, să fie comod, unghiile tăiate potrivit la picioare, să nu în momentul la coborâre sau la urcare să nu apară dureri la nivelul degetelor, să poți să fii capabil, după ce ai ajuns unde vrei să ajungi, să poți să fii capabil să te și întorci. Trebuie să mai te și întorci, eu știu, la mașină sau de unde ai plecat. Deci încălțăminte, haine. În primul rând la haine, trebuie să fie confortabile, trebuie să fie rezistente, nu te apleci și rămâi rămâi în izmene undeva pe acolo, să fie confortabile, rezistente, trainice și obligatoriu ceva, să avem un accesoriu pe noi colorat, țipător. Pentru că se găsește vreun Old Shatterhand prin pădure sau mai știu eu pe unde vrem noi să mergem și să ne ia încătarea puștii și ce trofeu prins el, ce animal ciudățel prins el, dacă avem și suntem, ne putem confunda cu mediu în haine de camuflaj. În cazul ăsta, luăm culori pe noi mai țipătoare, mai fistichii, mai ceva, un articol de culoare asta sau mai, nu știu, ceva care să nu ne confundăm cu mediul înconjurător. Nu o să mergem în drumeție îmbrăcați în haine de camuflaj. Regulă. Un rucsăcel. Ce avem nevoie și ce ar trebui să luăm cu noi în drumeție, în speță. Și aici facem referire mai precis pe munte. Într-o tură pe munte, un rucsăcel. Nu trebuie să fie mare, nu trebuie să fie nu știu ce de firmă. Trebuie să fie în care să ne încapă câteva lucruri. Câteva lucruri indispensabile. Așa. Deci am spus încălțăminte, haine, un rucsăcel. Hainele trebuie, repet, să fie întotdeauna când plecăm, să fie comode și nu ne îmbrăcăm în așa fel încât să, după primii 500 de metri să fim lac de apă, să transpirăm. Ne îmbrăcăm ca și cum ne-ar fi rece, ca și cum ne-ar fi frig. Mergând cu rucsacul în spate o să ne încălzim și încercăm să menținem un echilibru, să nu ne încălzim. Foarte important, dar o să vorbim mai încolo despre pauze, când și cum și unde facem pauze. Apoi, pe punctul numărul 2 am spus eu aici. Dacă plecăm undeva drumeție pe munte, să avem ceva unelte la noi, obligatoriu. În primul rând, o hartă a locului. O hartă unde vrem să mergem, chiar dacă credem noi, cunoaștem foarte bine locul, bine să avem o hartă. Cred că am arătat harta asta pe unde mai mergem noi, hartă cu linii de nivel. Asta e o hartă turistică cu munții pe care mai mergem noi sau pe care mai obișnuiam să mergem, acum nu mai mergem chiar așa mult. O hartă și să știm, să învățăm, să ne și uităm pe ea. Degeaba ai o hartă dacă nu știi să o folosești. E ca și când, nu știu, ai niște bani în bancă, dar nu să-i tăi, să-l altcineva. Pentru că nu să-i tăi. Exact așa e și cu o hartă care sau un accesoriu, o sculă, o unealtă pe care nu știi să o folosești. Să avem o hartă cu locul unde vrem să mergem și pe care să știm să o și folosim, să știm să o interpretăm. Pe urmă, e bine să avem la noi o busolă,
O să facem un clip cu cum ne orientăm pe hartă, cum folosim busola, cum eventual ne aflăm poziția cu ajutorul busolei și a unei hărți să triangulăm. Nu e mare filozofie, dar e bine să știm, dacă suntem pasionați de munte, de natură, e bine să știm asta. Și o să facem, eu n-am găsit pe internetul din România, pe YouTube-ul din România, cineva care să explice pe limba română cum folosim hartă, busolă și cum triangulăm pe hartă, să ne aflăm poziția noastră acolo. Pe urmă, să avem la noi un cuțit, un briceag. Eu am aici un briceag sau un cuțit. E bine să avem la noi o unealtă tăietoare pentru orice eventualitate. Cu un cuțit bun se pot face atât de multe lucruri care nici prin cap nu trece, de la preparatul hranei, de la tăiatul unui băț, de la, Doamne ferește, nu știu, să te aperi, abar n-am, tot ce vă trece și nu vă trece prin cap. Un briceag din ăsta nu e nici foarte greu și poate fi folosit ca multitul la multe alte lucruri. Ceva foarte important care noi ducem după noi, v-am mai spus, sunt niște petarde, nu am acum aici la mine, niște petarde din acelea mari. Acum nu găsești de unde să cumperi și dacă ai găsit, sunt ilegale. Însă în perioada sărbătorilor de iarnă poți să le cumperi, sunt legale, poți să le cumperi și întotdeauna în bagajelul tău e bine să ai două, trei, să le poți folosi. O lanternuță, o lanternă. Poate te gândești... Nu am nevoie că mergem și nu stăm mult. E bine să o ai la tine. Asta e o lanternă de la Olight. Bateria mai mare decât ea. Asigurați-vă că bateria e bună, că e nouă. În principiu trebuie să faci asta cu orice lucrușor pe care îl ai. Înainte să pleci undeva, asigură-te că servește scopului pentru care tu îl ai. Asta e o lanternă excepțională de la Olight. Nu vă zgârciți. E 60 de lei cu transportul, e aproape 80 de lei, așa ceva. Dacă, ca o paranteză, în cazul în care se ia curentul, o aprind, o punem pe măsuță așa, lumina bate în tavan, tavanul fiind alb, reflectă în toată casa, cel puțin ca un bec de 45, de 40 de wați. Vechi, cum era înainte. O lanternă, o sursă de aprins focul, o chestie de făcut un foc. Nu știi când ai nevoie să faci un foc. Asta e o brichetă clipper. Se scoate așa. Trebuie să ai cel puțin opțional două, cel puțin două metode de aprins focul. Ideal ar fi să aveți un amnar. Eu acum l-am ăsta la cuțit, dar noi avem mult mai multe. Avem asta la cuțit. Ideal ar fi să aveți un amnar și să încercați și să învățați să îl și folosiți. Cu ăsta poți să aprinzi un foc absolut în orice condiții. Poate pentru începător nu e chiar așa, cu toate că e destul de simplu de folosit. E bine să nu înveți atunci când ai nevoie, e bine să înveți acasă, să te pregătești să-l folosești. O brichetă, chibrituri nu recomand, chibriturile se udă, se deteriorează, doar dacă sunt rezistente la apă. Dar o brichetă, chiar dacă se udă, o usuci cu căldura corpului, o sufli, o bibilești, o giugiulești și poți să aprinzi un foc. Faci undeva un mic adăpost după o piatră, după ceva, după, nu știu, după niște crengi și poți să pornești un foc. O brichetă, asta e câțiva bănuți, nu luați una de 2 bani, luați una mai bună. Asta e un bic. Da, ora exactă, sau am spus clipper, asta e, sunt variante metalice, excepțional de bun. Asigurați-vă că sunt bune, asigurați-vă că nu mai are gaz în ea doar pentru o singură aprindere. În principiu nu e mare lucru să fie nouă, la fel cum bateria dintr-o lanternă, de exemplu. Apoi, sfoară e bine să ai la tine, un ghem de sfoară, pentru orice eventualitate. Sunt atât de multe lucruri pe care le poți face cu niște sfoară, niște saci din plastic.
Noi avem și am într-un videoclip al nostru cu Everyday Carry, de țeurile acelea. O să vedeți câte lucruri puteți să vă uitați, câte lucruri într-o gentuță, atât, așa, în cap, acolo. Poți avea orice crezi tu că ai nevoie în rucsacul tău, un mic fierăstrău. Poate spui, nu o să am nevoie de el. Repet, neprevăzutul face parte din viață și nu știi ce se poate ivi în pădure și poate să-ți pună limitele și să testeze aptitudinile tale de mare supraviețuitor în pădure. Apoi, punctul 3, consumabile. Consumabile, am zis eu aici, ce ar însemna asta? Apă. E capital. Apă. Pe unde mergem noi, în general, pe unde noi mergem, e bine și noi știm care sunt sursele potabile, bune, de băut, apă bună și întotdeauna nu cărăm apă după noi ca nebunii, pentru că mereu putem avea apă proaspătă din surse naturale. Dar dacă mergi undeva unde nu cunoști și nu știi, e bine să iei apă la tine. Un om are nevoie, dacă faci o tură pe munte, ai nevoie doar pentru băut cam 4 litri de apă pentru o singură persoană pe zi. În momentul în care te deshidratezi, începi să iei razna, nu mai gândești prea bine, începe să te doară capul, începi să ai probleme, începi să nu mai funcționezi la 100% din capacitatea ta. Apă, cel mai important lucru. Noi n-am arătat niciodată așa ceva. Fiecare cutie din aceasta are 50 de tablete pentru fiecare, deci avem 4, 4 ori 5. În sfârșit, vreo 200 de litri de apă putem purifica, sunt tablete pentru purificat apă. Nu purtăm după noi și nu le-am arătat niciodată, însă avem. Nu le-am arătat niciodată pentru că apa pe care noi o folosim în locurile unde mergem e perfect potabilă și bună de băut și avem din belșug. Apă, mâncare, nu o să vă apucați să cărați după voi, nu știu ce, depinde când îți planifici, unde merg, cât vreau să stau, ce vreau să fac acolo. Cât să iau după mine, cât să car după mine, cât de mare să-mi fac bagajul. În principiu, bagajul trebuie să fie cât mai sumar, cât mai ușor. Dar dacă stau mai mult, e bine să iau mâncare și posibilități de a prepara și de a pregăti hrana. Altfel, dacă merg doar pentru o oră, două, e bine să am măcar un baton proteic la mine, măcar o ciocolată, măcar ceva ce poate să-ți redea energia, dacă ai așa ceva la tine, nu știu, o ciocolată, un baton proteic, ceva, în momentul în care ai rămas fără energie și foarte posibil și probabil să rămâi fără energie într-o situație în care neprevăzutul te poate pune, e bine să ai ceva care să-ți redea energia. Trusă medicală, obligatoriu. Trusa medicală ar trebui să nu lipsească și dacă mergi până la pâine. Acum exagerez, sigur. Trusă medicală. Fiecare potrivită cu nevoile pe care le are fiecare. Nu știu, acolo să fie și medicamente, și pansamente, și dezinfectante, și antidiareice, și un calmant, și un antibiotic, câteva doze de antibiotic până, eu știu, nu știu, neprevăzutul te poate pune în situația în care, ferească Dumnezeu, îți rupi picioarele și trebuie să aștept să vină, eu știu, salvatorii după tine, cei care se impacientează că nu ajunge acasă și vin să te caute și tu ai nevoie, ca să nu faci o septicemie acolo unde ești blocat, ai nevoie să iei două doze de antibiotic la tine. Cam asta ar fi după părerea noastră și aici cu apa. Poți să ai niște tablete de purificare a apei dacă, repet, nu știi dacă apa e potabilă sau nu. O poți filtra cu un material textil, cu o batistă, cu ceva material textil, o filtrezi cât de cât pentru impuritățile mari, pe urmă o poți fierbe dacă ai posibilitatea și ar fi bine să ai posibilitatea să fierbe apa. Apoi poți să pui și la fiecare litru de apă în speță, cum avem noi aici, o tabletă din asta. Și apoi pentru și mai multă siguranță puteți să beți doar bere Ursus, dar mă rog, fiecare cum consideră. Bun.
Ce n-am spus înainte de plecat în drumeție? Ridicați ochii spre cer, spuneți un Tatăl nostru, faceți o rugăciune, vă garantez că ajută, îi demonstrat lucrul ăsta, faceți o rugăciune sinceră din inimă și bazați-vă totuși pe pregătirea voastră, bazați-vă pe... dar e nevoie și de o rugăciune. Apoi am ajuns pe munte, nimic nu-i mai frumos ca în, nu știu, în vegetație alpină acolo, la peste 1500, peste 2000 de metri, să fii în... bate vântul ăla, te creastă, nu știu, printre stânci pe acolo, noi aveam un loc unde, cine știe, poate să mai ajungem acolo, poate nu. Nu-i nimic mai frumos, nu se compară cu absolut nimic. E bine să știți, mă uit acum la telefonul care mă filmează, Marian, e bine să știți că acolo nu aveți semnal și foarte probabil că unde veți merge în drumeție pe munte nu este semnal. Nu vă bazați pe telefoane. Așa. Și când ești acolo, la fel, poți să pui un genunchi jos, poți să-ți ridici ochii spre cer, ochii spre cer și să mulțumești la Dumnezeu pentru natură, pentru tot ce ne poate oferi prin natură El. Și foarte important, drumul înapoi. În principiu trebuie să ne dozăm în așa fel efortul, când am ajuns acolo, energia noastră să fie la peste jumătate. Avem nevoie cel puțin de tot atâta energie să ne întoarcem înapoi, atât cât am și avut să ajungem până acolo. Deci să ne dozăm energia, pentru asta ai nevoie de pauze. Pauzele sunt ca apa. Trebuie să iei pauză înainte să simți că ești obosit. De asta, atunci când faci planificare, o să vedem și pe hartă cum facem un traseu și cum, așa am spus, o să facem într-o postare viitoare. Pe hartă te uiți, aici putem face un popas, aici mai putem face un popas. Și bine să avem totul notat și să încercăm să și respectăm. Pauzele sunt foarte importante. Trebuie să facem pauză înainte să simțim că suntem obosiți. La fel cu apa, întotdeauna trebuie să bei apă înainte să ai senzația că ți sete. Deocamdată pentru astăzi ne oprim. O să mai facem legat de hartă și sperăm să mai postăm mai multe lucruri, poate și mai des acum. Mulțumim că v-ați uitat. Vă rugăm să dați un share pe Facebook, un subscribe, ne ajută să creștem și ne încurajează să mai postăm așa cum am spus. Până data viitoare, toate cele bune și nu uitați!